Peste 20 de copii și adolescenți cu vârsta între 7 și 18 ani sunt monitorizați în prezent de către Direcția de Asistență Socială DEVA pentru prevenirea separării acestora de familie, în timp ce, anul trecut, numărul minorilor aflați în atenția instituției s-a apropiat de 100. Mai mult de jumătate dintre copii sunt băieți, iar în 60% dintre cazuri aceștia provin din familii cu un singur părinte. 80% dintre ei riscă să abandoneze școala după ce au câteva zeci de absențe nemotivate sau au ajuns în anturaje în care se consumă alcool și droguri. Alți 20% dintre copii sunt expuși riscului de violență domestică sau a neglijării de către familie. Pe de altă parte, un grup cu risc ridicat în rândul familiilor monitorizate reprezintă mamele minore. Statistic, sarcina în rândul adolescentelor este a doua cauză de risc la nivelul municipiului după consumul de droguri. Monitorizarea copiilor se face de către asistenții sociali din cadrul Biroului de Asistență Comunitară, din cadrul DAS DEVA. Această monitorizare poate să fie pe o perioadă de 3 până la 6 luni în funcție de riscurile identificate. În cazul situațiilor cu consum de droguri, copiii rămân în atenția direcției pe o perioadă de câțiva ani de zile. Doar în 30% dintre cazurile monitorizate anual se observă o îmbunătățire a comportamentului copiilor, pentru că familia sau adolescenții nu conștientizează pericolul și refuză ajutorul asistentului social sau al psihologului. Direcția de Asistență Socială DEVA atrage atenția asupra consecințelor sociale grave pe care le pot avea astfel de fenomene asupra copiilor. În același timp, se reamintește părinților obligația legală a acestora de a lua măsuri pentru asigura prezenței la școala copiilor pe perioada învățământului obligatoriu. Nerespectarea acestei prevederi este sancționată de lege cu amendă sau muncă în folosul comunității.